Simona Halep a fost testată pozitiv la virusul SARS-CoV-2, s-a autoizolat acasă și se recuperează foarte bine, are simptome ușoare și se simte bine. Este mesajul postat de Simona puțin mai devreme pe contul său de Twitter. Colegul meu, Edi, este alături de mine cu mai multe informații. Edi, bun găsit! Sunt competiții de la care Simona s-ar putea să lipsească în perioada imediat următoare din cauza faptului că a ieșit pozitivă la coronavirus? Andrei să știi că nu, programul competițional al Simonei nu va fi afectat, asta pentru că ea oricum n-ar mai fi jucat niciun meci până la finalul anului. A jucat pentru ultima dată pe 4 octombrie, ne amintim la Roland Garros în optim de final, acolo unde a fost învinsă de Iga Zviatec și a anunțat apoi că ia o pauză bine meritată. De altfel, va reveni practic la începutul anului viitor, atunci va reveni în circuitul profesionist. Mă uit chiar acum pe Twitter, Edi, și văd că deja 369 de mesaje de susținere au fost trimise Simonei de către fanii care urmăresc pe Twitter. Postarea ei, mesajul ei are numai puțin de 2600 de, de like-uri. Ai trecut prin aceste mesaje, ai citit câteva Dintre ele. Ce îi transmit fanii? Oamenii o încurajează. E fostul lider mondial, în prezent pe locul 2. E clar că ea se bucură de o mare popularitate în toată lumea. Oamenii o încurajează, îi spun că este puternică și că va reveni cu atât, cu atât mai puternică pe teren. Da, erau 2300 un pic mai devreme. Iată că în câteva minute a strâns multe alte like-uri peste 230 de rituituri. Da, e clar că fanii sunt alături de, de Simona, iar ea oricum știm că stă din ce în ce mai bine și la capitolul ăsta mental. Sunt sigur că în următoarele săptămâni va fi din nou aptă și pregătită să-și rea pregătirea.